Cazul de viol și agresiune sexuală asupra minorilor a fost semnalat de Consiliul Tinerilor Instituționalizați. Activiștii spun că au fost sesizați la rândul lor de un angajat al Direcției pentru Protecția Copilului din sectorul 4 al capitalei. Acesta le-a relatat că două minore date în grija unei familii de asistenți maternali ar fi fost abuzate sexual. Faptele ar fi avut loc în iulie anul trecut. Fetele sunt minore, ba chiar una a avut o întrerupere de sarcină la 12 ani și nu știm cu cine a întreținut relații sexuale, ce a determinat acea sarcină. Nu știm dacă a fost adică asistentul maternal sau alte persoane. Reprezentanții Direcției de Protecție a Copilului susțin că au luat măsuri încă din iulie anul trecut și au sesizat poliția. Minorele au fost luate imediat din grija asistentului maternal, iar acesta a fost suspendat din funcție pe durata anchetei, a transmis Direcția de Protecție a Copilului Sector 4. Polițiștii au deschis un dosar penal în care fac cercetări pentru mai multe infracțiuni. În cauză au fost dispuse mai multe activități, au fost făcute audieri, au fost administrate mijloace de probă, au fost dispuse mai multe expertize. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol, corupere sexuală a minorilor, dar și de agresiune sexuală. Organizația care a făcut public cazul a sesizat Avocatul Poporului și Ministerul Familiei, dar și pe primarul sectorului 4. Activiștii cer măsuri pentru sancționarea funcționarilor de la Protecția Copilului responsabili de acest caz.